Bună dimineața, Răzvan, bună dimineața, Dani. Așa este, pentru un sportiv este o mare bucurie să revină în sala de sport. Alături de mine, cum spuneai și tu mai devreme, se află Monica Roșu. Ea este deja sus pe aparat. Bună dimineața, Monica! Bună dimineața, m-a prins cocoțată. Bună dimineața, băieți! Cum este revenirea asta pentru tine în sala de sport? Wow, e senzațional. Abia așteptam să se redeschidă sălile. Nu am venit de ieri buluc, dar iată-mă că astăzi sunt în sală. Una e să faci mișcare într-o sală și alta e să faci mișcare acasă. Chiar dacă recunosc că în ultima perioadă nu veneam eu foarte, foarte des la sală, ci preferam să merg în parc, să alerg. După două luni și ceva de stat în casă, sala e cel mai bun medicament. Vorbeam mai devreme despre sportivii de performanță. Cum își revin ei după două luni de stat? Și îmi spuneai că este foarte greu, de exemplu, să faci gimnastică în apartament, nu în living. Wow, e nu că foarte greu. E un lucru ieșit din comun, cumva, pentru că nu ai cum să-ți faci exercițiile specifice. Vorbim de gimnastică, un sport foarte greu, un sport în care și o săptămână de stat pe bară se resimte, dar aminte să stai două luni. Am tot încercat în perioada asta să fac un exercițiu așa de imaginație, să mă gândesc dacă eram eu în locul fetelor, cum aș fi reacționat. Și trebuie să recunosc că avem așa niște gânduri nu foarte bune, pentru că e foarte, foarte greu pregătirea, să-ți reiei pregătirea, kilogramele fără să vrei, chiar dacă ai un regim alimentar cumva bine stabilit sau încerci să nu mănânci ceva ce nu ai voie, să-ți faci mișcarea. Știu că fetele făceau și cred că majoritatea sportivilor s-au antrenat chiar de două ori pe zi, au respectat cumva programul din cantonament, nu e același lucru. Îți lipsește colectivul, îți lipsesc aparatele, ai nevoie să iei contact cu aparatul. Una e să stai în living și să faci în sufragerie exercițiile fizice, dacă nu ești pe bârnă. Și atunci cred că fetele, chiar dacă și câteodată trebuie să avem grijă ce ne dorim. Că ne spune mereu, vai, ce bine să stăm acasă, mi-aș dori să stau nu știu cât timp acasă sau să nu mai am antrenament, nu știu cât perioadă. Și sunt sigură că dacă le întrebi acum pe fete cum au fost aceste două luni de stat în casă, probabil că or să spună, era mult mai bine la lot. Adică îmi lipsește sala, îmi lipsesc antrenorii, colectivul, pentru că odată ce ai plecat de mic și ăsta este ritmul tău, din moment ce te rupi, practic prea te mai regăsești și mai ales să te găsești închis într-un apartament și să zici, ok, eu ce fac acum? Mai fac și mișcare, să am grijă și la dietă, să fiu bine și cu psihicul, să mă gândesc că s-au mai amânat și niște competiții importante. Asta voiam să te întreb, ce ar fi însemnat pentru tine să se amâne Olimpiada cu un an, așa cum a pătit acum Marian și Maria? Au pătit amândoi, de fapt. E dificil, gândește-te că un sportiv se antrenează practic toată viața pentru a merge la Olimpiadă. E competiția supremă. Nu vorbim, nu ne referim cum e la fotbal, că ai campionate mondiale europene. La noi Olimpiada se desfășoară o dată la 4 ani și e cea mai importantă competiție. Cred că ar fi fost la început un șoc. Am încercat să mă gândesc, am mai vorbit și cu, uite, vorbeam cu Marian și vorbeam și la început. Poate pentru unii sportivi e un câștig de timp. Dacă nu era la forma potrivită acum în perioada aceasta, această amânare cumva le dă șansa de a-și perfecționa exercițiile, de a-și face o pregătire cursivă, de a nu trage de organism pentru a ajunge la cel mai înalt nivel atunci. Marian spune că pentru el e bine. Acum pentru fete mă gândesc că nu știu dacă mi-ar fi fost atât de bine să ni se amână Olimpiada, mai ales că te aflai în vârf de formă, urmau campionatele europene. Nu, e dificil, dar cred că toți sportivii au nevoie de încurajări, sunt puternici și cred că nu renunță pentru visul lor. Și atunci, cu siguranță, sper să-i vedem pe majoritatea la anul la Olimpiadă. Doamne ajută, așa să fie, Monica. Îți mulțumesc mult de tot. Și așteptăm pe toți la sală, pentru că e o atmosferă foarte plăcută. Putem să facem sport liniștiți, fără restricții, chiar dacă
Bănuiesc că pentru fiecare dintre noi există o temere. Aici putem să venim liniști și să ne mișcăm fiecare și pe bărticica lui. Da, să fim exact. Monica, îți mulțumesc mult de tot. Răzvan, Dani, deocamdată atât de aici. Mulțumim, Floriana, mulțumim fetelor. E